Să economisești bani lună de lună poate fi un lucru extrem de dificil, mai ales în România, dacă ne gândim că aproape jumătate dintre salariații români câștigă salariul minim pe economie. Experții financiari spun însă că se pot face economii chiar și dintr-un salariu minim. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să economisim lunar o sumă oricât de mică ar fi. Apoi, economii importante se pot face și dacă mergem la cumpărături cu o listă predefinită de acasă. Haideți să vedem ce alte sfaturi mai are expertul financiar Eusebiu Burcaș. Începe să economisiți de mâine, nu de astăzi. Nu de astăzi, pentru că e foarte dureros să economisești. Majoritatea oamenilor consideră economisirea o pedeapsă, o corvoadă, se rupă de la gură și alte lucruri de genul ăsta. Începe să economisiți exact în momentul în care începe să câștigați mai mulți bani. Puneți 10% din creșterea de salariu de luna viitoare sau de anul viitor deoparte și automat nu o să vă mai doară atât de tare. Expertul financiar susține că economiile se fac mai ușor dacă ne facem obiceiuri sănătoase pe care să le respectăm cu sfințenie. Faceți-vă niște obiceiuri automate, adică mergeți la bancă și setați în mod automat un subcont la contul în care vă primiți salariul și spuneți, trimiteți acolo, vă rog, în fiecare lună 100 de lei fără ca eu să-i văd. Și în momentul în care nu ai pe card și nu poți să-i scoți din contul respectiv, uiți de ei. Că nu te doare, uiți de ei și te trezești peste un an de zile că ai economisit 1000 de lei, 1200, 1500, 2000, 2500 și mai departe. Cea mai mare bucurie a mea a fost sau este atunci când clienții mei vin la mine și îmi spun am reușit să fac niște lucruri spectaculoase. Am o clientă care mi-a spus că a găsit după 3 ani de zile, economisind niște sume fixe, câteva mii de euro într-un cont de care nici măcar nu-și mai aduce aminte. Românii sunt codașii Europei atunci când vine vorba de educație financiară. Doar unul din 5 români încearcă să pună bani deoparte, față de unul din 3 europeni care economisesc frecvent. Un studiu internațional arată că rata educației financiare, adică indicatorul care măsoară această componentă, este în România de 21%, față de 52% cât este media la nivelul Uniunii Europene. Românii au mai puțină educație financiară chiar și decât bulgarii, unde indicatorul care măsoară nivelul de educație financiară este de 35%, iar în Polonia acest indicator este de 42%.